Dragii mei, minutul este scurt, cred că e mai puțin de 30 de secunde, un minut la noi, cel puțin așa îl simt eu. Suntem înapoi live pe Metropola TV sau live pe Facebook Mugur Mihescu sau Mugur Mihescu Merit sau live pe Facebook Metropola TV, unde povestea Rovenei, cea care a plecat în viață să dăruiască bucurie și atenție oamenilor, a ajuns astăzi într-un punct în care, iată, implică pe lângă munca ei de asistentă la spitalul de copii, la Grigore Alexandrescu, am înțeles, implică și nebunia asta frumoasă pe care o au mulți din semenii noștri de a aduce zâmbete pe fața celor care, unii numesc pacienți, alții copii, alții nu știu cum să-i numesc, până la urmă niște pui de oameni, niște icrișoare, așa, niște, numai când le vezi ochii ăia sunt absolut uluitori. Ia zi, în afară de taxiul galben, te-ai mai gândit să intri în alte asociații sau te-ai izbit și de alte asociații, adică în spitalul ăla doar taxiul vine ca ONG? Spital, nu cred. Eu cel puțin doar pe ei am reușit să-i văd venind și au fost cei mai constanți în acțiuni. Uh-huh. Au fost cei care au oferit suport indiferent de momentul în care ne-am aflat, adică și pe timpul pandemiei ei au oferit suport și cadrelor medicale și copiilor și nu m-am văzut nevoită să evadez în altă asociație. Nu e vorba de a evada, Doamne ferește, nu asta. Am văzut, sunt mulți din cei care au ocupat acest scaun și care după ce au luat legătura cu asociație sau au cunoscut acolo prin ei și alte asociații, s-au implicat și acolo, și acolo, deci... Nu știu dacă care... mi-ar permite timpul să activez în mai multe asociații. Nu, e clar că... Dar voluntariat fac cu plăcere și dacă sunt chemată pentru a face un bine cuiva, cred că voi fi acolo. Da, e o chemare dintre asta pe care, ți-am spus, aș... sărbători eu în fiecare zi, dacă aș putea, aș începe știrile pe toate posturile, dacă aș putea, cu lucruri bune, nu cu crimă abominabilă. A fost prins nu știu care, i-a dat în cap nu știu cui, accident groaznic. Ok, astea se întâmplă în fiecare zi. Sunt niște nenorociri. De ce trebuie? Cu ce ne fac viața mai bună sau cu ce ne-au schimbat-o? Ne-au schimbat-o în ceva? Nu... Ba da. Ne-au schimbat. Aceste tipuri de știri ne schimbă mentalitatea în ceva diabolic. Ne fac rău aceste știri, ne determină să devenim răi, suntem agresați tot timpul cu tot felul de știri din acestea sumbre și... Șoc groază. Neplăcute, da, sigur. Doar pentru senzațional, în loc să încercăm să arătăm lumii că se poate face și bine, se poate oferi dragoste, se pot face cursuri de dragoste. Deci, și nu de dragoste, nu de acea dragoste între un bărbat și o femeie, nu, de a-ți iubi aproapele. Stai că acum nu mai e vorba de asta, acum este dragoste între... 72 de sexe pe care ne sunt propuse să că vor trebui să existe, că așa vor ăștia să facă. Eu o văd o anomalie, deci din punctul meu de vedere asta este o anormalitate. Toate tratatele de medicină din trecut spuneau că aceasta este o perversiune. O declara mai mult morala societății. Care era mult mai sănătoasă. Dar să pui tu un copil la 4 ani de zile să-și aleagă sexul. Sau să se mângâie. Fără știrea părintelui. Mie mi se pare un lucru pentru care, și atacând copiii, eu spun că eu unul mă duc acolo cu ceva și îmi pierd mințile.
mă duc în piața Victoriei Cucerași și îmi pierd mințile. Pierde mințile. Dacă vreodată aud chestia asta, că propun ăștia, marxiștii ăștia, așa ceva, mă duc acolo și îmi pierd mințile. Sincer, să facă ce vor cu mine. Sunt foarte puțini oameni cu curaj în ziua de astăzi. Curajul de a exprima ceea ce simt. Mă uitam, acum nu știu dacă e permis să zic, mă uitam că sunt foarte puțini oameni care ies în stradă să riposteze pentru că sunt nemulțumiți de ceva. Sunt foarte puțini. Nu se face. Nu au curaj să-și expună părerea. În școală se învață obediența, nu se învață conduita civică. Sau dacă se face o lecție de civică, se face o oră. Da, avem un popor umil. Nu, nu un popor umil. Nu este un popor umil. Este un popor adus ușor picătură cu picătură într-o stare de umilință, dar care, știi ce se întâmplă cu o oală sub presiune? Forfotește. Forfotește și când va bubui, s-ar toate capacele din oala aia. Și ferească Dumnezeu de zama aia și de focul ăla de nenorociri care a stat sub boala aia atâta timp. Ferească Dumnezeu de el. Dar hai să ne întoarcem la ale tale, pentru că până la urmă este vorba despre tine. Cum percep copiii relația lor cu asistentele, uite, de exemplu, în ceea ce faci tu? Fiecare copil care vine în spital are o primă reacție: eu vreau acasă. Cum? Eu vreau acasă. De ce? I s-a spus că e babaua acolo la spital? Sau probabil, nu știu. Nimănui nu-i place ideea de spital. Toată lumea exact vede ca pe un baubau spitalul. Vai ce rău e acolo, vai ce disconfort o să avem pentru că o să fim internați. Păi, știrile din spital în general, draga mea, sunt cu... Nu te duce în spital că o să mor, nu te duce aia că fac aia, încă 10 au murit în spital, Deci spitalul e asociat cu moartea la ora actuală. Din punctul meu de vedere e o părere greșită. Păi normal, dar dacă asta vezi... Și asta e tot datorită educației, pentru că în general părinții implementează aceste idei copiilor și spun: dacă nu ești cu minte, te duc la doamna să-ți facă injecție. Sau dacă nu... Asta am pățit-o eu. Asta se întâmpla prin anii 70. Când ții minte că la prima injecție l-am drăcuit pe săracul doctor, nu o să uit niciodată. Stai seama că mi-a aplicat mama parenting-ul. Cât eram eu de înțăpat, mama e înțăpat și ea. Dar asta mi-aduc aminte. A fost o traumă, în ghilimele, a copilăriei. Și țin minte atât că urlam din toată puterea mea de copil de 5 ani sau 6 ani: fire al dracu! Și eu nu drăcuiam, că era mama profesoară, dacă nu-mi permiteam să fac așa ceva. E, atunci țin minte că pentru prima oară am drăcuit în public de față cu mama. Și nu o să uit niciodată episodul. Văd și acum scaunul, văd și acum doctorul. Și acum pe mama. Și acum pe mama. Și mai văd și mâna lui mama și acolo mi se rupe filmul. Da, păi exact cum am zis, e vorba de educație. Dacă părinții le-ar explica copiilor... Te duc și fac injecții. Exact. Dacă... E o pedeapsă. Da, dacă le-ar explica copiilor că ajung într-un loc în care se vor face bine sau într-un loc în care vor avea parte de ceva bun pentru ei, atunci lucrurile se vor schimba. Dar dacă noi tot îi indoctrinăm cu aceeași veche poveste că dacă nu e cu minte sau dacă nu mănâncă tot... Vezi că imediat dacă asta și ajungi la doctor. Vezi că o să ajungi la doctor. Adică da, suntem un fel de baubau pentru societate, ceea ce nu este un lucru bun. Oamenii ajung să se îmbolnăvească sau... așteaptă să se agraveze o situație pentru a ajunge la spital, tocmai din această frică pe care o dobândește... verdict. Da, pe care o dobândește din copilărie și bineînțeles că o ține până la maturitate. Deci asta este prima reacție a copiilor, a? În general. Da, vreau acasă. Vreau acasă. Și după cât timp se mai obișnuiesc pe după ce interacționez cu ei măcar 10 minute, se schimbă lucrurile. Am avut copii care mi-au spus: mă iei la tine acasă? Păi zic, și cu mami ce faci?
Păi nu mai vreau la ea, vreau la tine. Zic, este imposibil așa ceva. Eu nu cred că nu vrei la mami, o să ți se facă dor. Așa este, dar nu mergi tu la mine acasă? Zic, nu pot. Sunt atât de dulce, atât de... spun exact ceea ce gândesc, fără niciun fel de politically correct sau de șuste dintre astea, știi? Babau societății. Nu sunteți babau societății. Ați fost folosiți și ați fost transformați după cum au avut interesul mârlanii care ne-au adus aici, toți, de-a lungul timpului. Când ții minte că erau mult timp doctori, șpăgarii, nenorociții care te pun să aia. Ia uite, pe urmă, eroii noștri, eroul nostru, pe urmă iar, specialiștii noștri, pe urmă iar, șpăgarul, nenorociții. Deci în funcție de ce au avut nevoie. De conjuncturi, exact. De conjuncturi. Au aplicat tipologia de tipic comunistă de pe vremuri și grobian comunistă în care să te facă și să te portretizeze pe toate canalele mediatice așa cum le-a dictat interesul. Acum încă eroii noștri, cei din linia întâi, asistentele, cei care s-au luptat și vor lupta ei, sunt tare curios când doctorii vor fi din nou puși la pământ, varză, mârlanii, ăștia sunt plaga, ia uite, toți sunt o apă și un pământ, nu le mai ajunge. Cam așa. Păi nu, nu le ajunge, mă, că au vreo 36 de ani de școală, mă, și nu le ajunge. Numai școala aia și nu le ajunge. Această etichetă de șpăgari mă deranjează. Păi? Pentru că eu, de exemplu, când vine câte o mămică cu acea mentalitate... Îi dai șpagă o poezie? Îi dai tu șpagă o poezie? Cu acea mentalitate veche și încearcă să-mi împingă câte ceva, eu spun, nu mulțumesc, aici îmi fac meseria. Rămâne puțin surprinsă și zice, dar vă rog, zic, nu pot să mă rogi să fac ceva împotriva voinței mele. Dacă iau bani de la un bogat, înseamnă să îi fiu slugă. Dacă iau bani de la un sărac, înseamnă să-l jefuiesc. Și atunci, de ce m-aș bucura la un 5 lei? Plus că eu lucrez pe o secție unde sunt mai mulți copii. N-am unul. Cum aș putea să-i diferențiez sau să fac acea departajare pentru 5 lei sau pentru 10 lei? Adică, cum aș putea eu să mă duc, să mă uit în ochii unui părinte, să-i fac tratament copilului? Să te duci la copil să zici, uite, mama ta a zis că îmi dă niște bani ca să te înțăp mai tare. Nu, dar mi se pare incorrect să mă duc să stau lângă un copil pentru 10 lei și pe ceilalți să-i ignor. Deci, mai bine sunt corectă cu toată lumea și prefer să nu iau nici măcar un leu, nu zic, nici măcar un ban, ca să zic așa, pentru că, până la urmă, eu acolo m-am angajat pentru salariu, nu pentru șpagă. Da, salariile sunt acum... Și cred că toată lumea care a concurat pe un post în sănătate, a concurat pentru el pentru salariu, nu pentru șpagă. Da, dar gândește că în momentul în care pe toate posturile de televiziune niște nei ca nimeni își afișau banii și filozofiile, oamenii ăștia care învățau câte 30-40 de ani erau plătiți de acei nei ca nimeni cu filozofii și cu idei ei, adică mediocritatea absolută care ajunsese și a ajuns să conducă. Iar oamenii ăștia care erau pe băncile școlii de la grădiniță și nici atunci nu ieșeau de pe băncile școlii, nu ieșiseră, când profesează ei sunt încă pe băncile școlii, ajungeau să trăiască dintr-un salariu de 2000 de lei, în timp ce aroganții ăștia spărgeau și cu vedete, aveau puseuri sentimentale pe la televizor și probleme existențiale.
normal că, știi cum e, îți venea să-i dai, Doamne iartă-mă, n-aveai ce să faci, cum să schimbi, decât să ieși iar în stradă, dar n-au avut tu pe ăsta. Să ieși în stradă și să dai cu ei de pământ. Adică nu, nu că... Au crezut că merge cu... Parcă vedeam chestia aia cu imaginea lui Ceaușescu care a zburat. Mai dă-le 300 de lei. Nicule, promite-le 300 de lei la salariu. Înțelegi? Adică cu ăștia nu merge așa. Cu ăștia chiar nu merge așa. Ăștia te duci, fie te duci și ei, și-au toți doctorii, îi luau de gât. Știu că au depus un jurământ, dar măcar ne anesteziau așa, vreo 20 de ani. Altfel, uite ce s-a întâmplat. Și i-au folosit șpăgarii atunci, erau șpăgarii. Acum, eroi. Sunt foarte curios, ți-am spus. Foarte curios când vor avea nevoie să vă facă iar șpăgari. Sper să nu ajungem iar în ipostaza de a fi denigrați de societate, cu toate că roata se învârte și calcă pe toate obezile și știu că la un moment dat se va trezi unul să spună ceva urât, da, despre. Este clar, dar știi că așa cum orice pădure are și pomi uscați, și casta asta, fie că se numește lumea medicală, cu totul, tot ce implică ea, tot personalul, sigur, medical, are și ea uscăturile ei. Problema este că în loc să... Adică nu mai vezi copacii de uscături. Pădurea este verde și tu mi-arăți și mediatizezi o uscătură punând anatemă pe un întreg, pe o întreagă castă, mie mi se pare jignitor. Și eu n-aș permite vreodată un lucru ca asta, mai ales dacă lucrez în interiorul castei. Da, îl excluzi pe ăla, dar ca să corect vă facă... Da. Da, de... Suntem conduși în ultimii ani de mediocri. Norocul nostru că prietenii noștri înțeleg. Înțeleg că oamenii care fac diferența există, dar tac. Deocamdată. V-am spus, prieten, că de la sfârșitul septembrie vom intra într-o nouă fază a demersurilor pe care le facem cu această mișcare a meritului românesc. Până atunci mai avem cam o lună jumate. O lună jumate în care veți cunoaște oameni ca Rovena sau ca toți cei care au stat pe acest fotoliu de merit și pe lângă care veți trece fără să-i cunoașteți, pentru că v-am spus, lumina nu este pe ei, dar ale căror faptele veți simți. Și până la urmă, asta este tot ce contează. Emisiunea noastră s-a terminat. În speranța că toți copiii, când te vor vedea, vor avea un zâmbet, vei ști să le dăruiești poezie, grijă, dragoste. Eu îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine. Mulțumesc de asemenea și vouă, prieteni dragi, că aveți acel bun simț frumos care ne naștem, să luați exemplele și să le duceți mai departe, exemplele acestor oameni, și de ce nu să ne propuneți exemplele din viața voastră. Mulțumesc, Vigo și Cătălin Botezatu, pentru ținutele pe care mi le acordați în fiecare seară. Până când vom renaște împreună, dragii mei, până atunci mai e ceva timp, dar picătură cu picătură. Și mâine va fi o picătură, iar până mâine, eu sunt Mugur Mihescu, iar tu meriți. La revedere, pe mâine! Elit Mezeluri cu gust desăvârșit ți-a prezentat emisiunea Meriți, gustă produse fresh într-un concept tradițional.